Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului! Frați și surori, vom încerca să înțelegem ceea ce Domnul Iisus a spus ucenicilor și totodată nouă prin cuvintele scrise la Matei, capitolul 5, versetul 37. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Așadar, ne vom opri în dreptul expresiei da, reconfirmată ori de câte ori este nevoie, și nu, și ea, repetată pentru a adeveri aceeași realitate. Acestea sunt cele mai scurte, dar și cele mai categorice, mai contrare și mai definitive exprimări ale deciziilor sau convingerilor. Un da sau un nu reprezintă un întreg care te pune în mod categoric pe o poziție sau pe alta. Chiar dacă sunt doar o exprimare verbală, noi știm că înaintea lui Dumnezeu nu merge ca înaintea oamenilor. Verba volant, scripta manent. La Dumnezeu rămân și vorbele. Spunea Mântuitorul în aceeași Evanghelie, în capitolul 12, de la versetul 36, astfel: vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. E adevărat că atunci nu exista în mod sigur atâta birocrație scriptică. Nu existau atâtea hârțoage cât astăzi. Dar și astăzi o exprimare verbală este preluată de Dumnezeu și socotită ca atare, și totodată ar trebui ca relațiile interumane să aibă în conținutul lor aceste expresii. Și haideți să vedem cum reglementează Biblia pe da și respectiv pe nu. Ne vom opri mai întâi în Vechiul Testament și apoi în Noul Testament. Așa este întreg, complet, să privim. În Vechiul Testament vom observa că angajamentele se luau în mod special prin jurăminte sau făgăduințe. Și citim cu aceasta la Evrei, capitolul 6, chiar și Dumnezeu a folosit pentru fundamentare, pentru a le dovedi oamenilor în sistemul lor valoarea spuselor sale. Evrei 6, de la versetul 17 și 18. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare, noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. Cele două lucruri sunt jurământul și cealaltă, versetul 15, făgăduința. Oamenii aveau certitudine, în mod special la Avram se referă aceste noțiuni, că Dumnezeu va face, fiindcă a făgăduit și fiindcă a jurat. Asta nu înseamnă că Dumnezeu, dacă spunea un simplu da, dacă spunea o singură vorbă, cum a zis sutașul, nu era de ajuns. Dar să le dovedească lor și să înțeleagă ei a făcut-o. Deschideți, vă rog, la Cartea Numeri, capitolul 30. Vom observa, sub impactul unor angajamente, dreptul unei femei de a se angaja sau nu într-o anumită lucrare. Cu aceasta nu vrem să dovedim poziția inferioară a femeii, dar ne ajută să înțelegem exact ce spunea Mântuitorul. Că nu este corect ca un om să jure fără să aibă acceptul lui Dumnezeu și nu o poate face, fiindcă el nu este mai mare să decidă de la sine. Degeaba zicem noi, jurând pe lucruri care ne sunt superioare și care nu sunt în competența noastră. Dar să citim și vom vedea. De la versetul 1. Moise a vorbit căpetenilor seminților copiilor lui Israel și a zis: iată ce poruncește Domnul. Când un om, bărbat sau femeie, va face o juruință Domnului sau un jurământ prin care se va lega printr-o făgăduială, să nu-și calce cuvântul, ci să facă potrivit cu tot ce a ieșit din gură. Când o femeie va face o juruință Domnului și se va lega printr-o făgăduială în tinerețea ei și în casa tatălui ei, și tatăl ei va afla de făgăduința care a făcut-o și de făgăduiala cu care s-a legat, dacă nu-i zice nimic în ziua când află de juruința ei,
toate făgăduințele ei vor fi primite și orice făgăduială cu care s-a legat ea va fi primită. Dar dacă tatăl ei nu-i de voie în ziua când ia cunoștință de juruința ei, toate juruințele ei și toate făgăduielile cu care se va fi legat ea nu vor avea nicio tărie și Domnul o va ierta, pentru că nu i-a dat voie tatăl ei. Apoi, când se va mărita, după ce a făcut juruințe sau după ce s-a legat printr-un cuvânt ieșit de pe buzele ei și bărbatul ei va lua cunoștință de lucrul acesta și nu-i va zice nimic în ziua când va lua cunoștință de ele, juruințele ei vor rămâne în picioare și făgăduielile cu care se va fi legat ea vor rămâne în picioare. Dar dacă bărbatul ei nu-i de voie în ziua când ia cunoștință de juruința ei, el va desfința juruința pe care a făcut-o și cuvântul scăpat de pe buzele ei, cu care s-a legat ea și Domnul o va ierta. Pentru că altfel ea ar fi fost socotită vinovată. Ea ar fi vrut sau așa ar fi înțeles, dar soțul și respectiv înainte tatăl i-ar fi interzis împlinirea dorinței sau a angajamentelor ei. Și de asemenea citesc din Cartea Eclesiastul, capitolul 5, unde înțeleptul sfătuiește în versetele 4 și 5 în felul următor, vorbind despre toți. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, dar să nu uitați, același lucru ne privește și în raport cu oamenii. Tot Dumnezeu trebuie să ne ierte dacă nu ne putem respecta. Nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Deci, niciodată n-a fost obligatoriu ca oamenii să se angajeze prin astfel de făgăduințe, prin astfel de jurăminte, dar au avut dreptul să apeleze la ele. Cred că ele au fost necesare datorită stilului lumii acesteia, datorită faptului că oamenii își calcă cuvântul și oamenii nu sunt sinceri. Chiar și în vremea noastră există anumite angajamente la nivel de stat, în domeniul unor servicii, când oamenii pentru a-și dovedi atașamentul trebuie să jure. Evident, acestea nu sunt în contradicție cu ceea ce spune Scriptura. Mă refer, de exemplu, la jurământul unui soldat în armată sau la depoziția unui martor care va jura că spune adevărul. De asemenea, noi nu putem forța pe cineva să fie obligat să jure. Dar, în general, în relațiile dintre oameni, Dumnezeu ne învață să fim oameni de cuvânt. Dacă în Vechiul Testament astfel de lucruri erau foarte frecvente, vom vedea că și atunci se admiteau modificări, și de altfel am și sesizat una în numer 30, determinate de imposibilitatea de drept. Femeia nu avea dreptul să decidă. Se modifica jurința. Sau determinate de păcat. Dacă cineva se angaja să facă un lucru și constata că e rău, putea să revină. Și vă citesc pentru aceasta din Levitic, capitolul 5, versetul 1 și de la versetul 4. Când cineva, fiind pus sub jurământ ca martor, va păcătui nespunând ce a văzut sau ce știe și va cădea astfel sub vină, versetul 4, sau când cineva, vorbind cu ușurință, jură care să facă ceva rău sau bine și nebăgând de seamă la început, bagă de seamă mai târziu și se va face astfel vinovat. Când cineva de se va face vinovat de unul din aceste lucruri, trebuie să-și mărturisească păcatul. Apoi să aducă lui Dumnezeu ca jertfă de vină pentru păcatul pe care l-a făcut un animal și preotul o să facă pentru el ispășirea păcatului lui. Deci, era socotit un păcat. Și tot din aceeași carte Levitic, capitolul 27, versetele 28 și 29. Tot ce va dărui un om Domnului prin făgăduință, din ce are, nu va putea nici să vândă, nici să se răscumpere, fie om, fie dobitoc, fie un ogor din moșia lui. Tot ce va fi dăruit Domnului prin făgăduință va fi un lucru prea sfânt pentru Domnul. Deci ce a rostit cu gura lui, uite, partea mea de moștenire o dau pentru templu. Nu mai putea răscumpăra sub nicio formă. Niciun om închinat Domnului prin făgăduință nu va putea fi răscumpărat, ci va fi omorât. Adică dacă el nu vrea să stea sub făgăduința aceea, să nu creadă cineva că
făgăduința însemna el să fie jertfit sau sacrificat. Deci, concluzionând, în Vechiul Testament, jurământul avea, sau făgăduința, o valoare definitivă atunci când omul era îndrept să împlinească ce i-a făgăduit. Dacă nu putea, dacă a greșit, în anume condiții, Domnul îl ierta. Era socotit un păcat fără voie. În Psalmul 15, versetul 4, mai există o față a aceleiași probleme. S-ar putea la strâmtoare omul să făgăduiască sau într-un moment de bucurie să ofere și în urmă să-i pară rău. Și aici este scris în ultima parte a versetului, el, omul care vrea să ajungă mântuit, nu-și ia vorba înapoi. Dacă face un jurământ în paguba lui, ai semnat actul, e livrat, nereturnabil. Altfel, te faci vinovat dacă din părere de rău, dar ești îndrept să o poți face și tu ai decis. De aceea spune Biblia și v-am citit din Eclesiastul, nu te forțează Dumnezeu în unele condiții să faci făgăduințe pripite, dar dacă ai făcut-o, atunci fii omul cu minte care o îndeplinești. Dacă un copil a zice către altul, mai când îl întâlnesc așa-l bat, nu e nicio problemă dacă pe când îl întâlnește o să dea mâna cu el să spună vreau să fim prieteni. Nu e un păcat ăsta. Dar datorită angajamentului față de ceilalți, s-ar putea să zică alții, băi, dar ai zis că te iei de el. Acum ce e slab? Irod s-a scăpat, l-a luat gura pe dinainte și a zis când a văzut cum dansează tânăra aceea, fica Irodiadă, i-a zis să-ți dau până la jumătate în împărăție. Și ea, îndemnată de mama, i-a cerut capul lui Ioan Botezător. Când a auzit una ca asta, împăratul s-a întristat foarte mult. Dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților, n-a vrut să zică nu. Măcar că, în asemenea situații, s-ar putea schimba un da cu nu. Decât să fie da la o prostie, mai bine nu. Dar el n-a revenit, cum știți. Am trecut deja în Noul Testament și aici ne vom deplasa în Matei 5 pentru a citi contextul versetului care l-am amintit la început. Cuvinte spuse de Domnul Iisus exact în domeniul la care eu v-am purtat puțin în Vechiul Testament. Ați auzit iarăși ce s-a zis celor din vechime, să nu juri strâmb și să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru, excepție cei care se vopsesc. Dar asta nu contrazice versetul. Deci, Mântuitorul a lansat în Noul Testament un alt gen de relații, diferit față de cel din Vechiul Testament. A abrogat jurămintele pentru că vroia ca oamenii să nu mai fie încadrați doar de niște legi stricte pe care ei s-au angajat că le respectă și Dumnezeu a tunat din ceruri ca ei să le audă. Relațiile dintre ei să fie foarte amicale, dar în același timp foarte serioase, foarte apropiate, dar foarte exacte. Apoi le-a zis, felul vostru de vorbire să fie, da, așa este? Și tu nu să te juri să spui, pe cutare și cutare. Nu, și spui simplu, da, așa este, așa vei face, da, așa m-am angajat să fac. Și când ești întrebat nu, să nu spui, uite, pe cuvântul meu și pe toate cele care oamenii le uzează, și să spui un simplu, nu. Și tot nu să rămână dacă este nu. Același sfat îl dă și Iacov în epistola sa, în capitolul 5, versetul 12. El, ca unul care înțelesese clar cuvintele Mântuitorului, și să nu uitați că epistola sa este scrisă pentru evrei. Deci modificarea îi privea și pe ei, cu atât mai mult pe noi, pe neamuri, care intrăm direct în sistemul noului legământ. Mai pe sus de toate frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ. Și da, al vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecat. Da și respectiv nu. Acum să nu creadă cineva că trebuie să ne robotizăm. Sunt situații în care nu suntem obligați să spunem un da sau neapărat un nu.
De exemplu, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 7, Mântuitorul a fost întrebat și provocat de frații săi dacă se sui la Ierusalim. Și el n-a răspuns cu un simplu da sau nu. Citez mai întâi versetul 8. Suiți-vă voi la praznicul acesta. Eu încă nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. Și 12. Noroadele vorbeau mult în șoapte despre el. Unii ziceau, este un om bun. Alții ziceau, nu. Și duce norodul în rătăcire. Astea erau rostite de ei în timpul cât el încă nu se suise. Versul 14. Pe la jumătatea praznicului, Iisus a suit la templu și învăța norodul. Sunt oameni dificili care ar fi putut să spună, a zis că nu se suie. Mântuitorul a zis că încă nu se suie, pentru că sunt situații în care nu poți să spui, de exemplu, o fată, nu poți să-ți dea un răspuns de da sau nu unui băiat într-o fază incipient. Încă nu, dar s-ar putea să se facă da. Sau, în fața unui angajament, ce zici, te înscrii să faci lucrarea aceasta? Deodată nu, nu știu. S-ar putea să spun apoi un da hotărât sau nu irevocabil. Rămâne de văzut, nu este vremea. De asemenea, mai există o situație pe care o învățăm tot din Mântuitorul, aceeași Evanghelie, după Ioan, capitolul 19, versetul 9. Iisus era interogat și ar fi vrut să afle multe de la el. Și noi suntem foarte frecvent interogați, nu doar în fața autorităților, au fost alții. Nici ei nu neapărat ar fi trebuit și au fost obligați să spună da sau nu. Ar fi însemnat uneori să-i trădeze pe toți frații. Vorba unuia dintre cei închiși. Când mă întrebau, le spuneam ce-mi venea, că Domnul a spus că îți va fi dat atunci ce să spui. Și nu neapărat un da sau nu. Unii care au fost mai cu curaj, când erau întrebați, i-au evanghelizat. Alții cel puțin, cu abilitate, cu înțelepciune, au răspuns ce le-a pus Domnul pe inimă. Asta nu înseamnă că au mințit. Iată cum se comporta Mântuitorul. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus, de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Nu există numai plus 1 și minus 1, există și 0. Ce zici? Nu zic nimic. De ce nu răspunzi? Nu sunt obligat. Și uneori sunt oameni care ne trag de limbă neapărat să le spunem un da sau nu. Și nu trebuie să le spui neapărat. Dacă nu sunt îndrept să-l audă, dacă nu ești încredințat ce este, o aprobare sau o respingere. Rămânând la Domnul Iisus, vreau să învățăm din exemplul Lui unde El a folosit în mod permanent da și unde totuși are un categoric nu. Iisus Hristos este da pentru credincioși și nu pentru necredincioși. Iată ce scrie Pavel în 2 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 17. În luarea hotărârii acesteia am lucrat eu în chip ușuratic, sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii, ca să fie în mine da, da și nu, nu? Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu. Cum este acel cântec, da și nu, nu și da, nu se pot înmănunchea. Da, uneori noi le mai folosim și ținem mâinile la spate și ghici, ce-i? Și o scoatem mutând dintr-una într-alta, după cum ni se cade nouă. Căci Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a fost prohodit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan și prin Timotei, n-a fost da și nu, ci în El nu este decât da. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da. Și de aceea și amin pe care îl spunem noi prin El, este spre slava lui Dumnezeu. Adică, dacă Dumnezeu ne-a făgăduit ceva, prin El tot ce avem este da și rămâne da. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile date, nici de chemarea făcută. Tot sub această idee a făgăduințelor divine care se împlinesc, vă citesc și din Fapte, capitolul 2, un caz concret, o făgăduință specială, versetul 18. Dumnezeu se angajase prin profetul Ioel. Și aici apare expresia din studiul nostru. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Și să știe toți cei care încă n-au fost părtași la această lucrare. Cât privește lucrarea Sfântului Duh, Dumnezeu a spus un da.
Și rămâne da. L-am plinit de atunci și făgăduința rămâne în vigoare. Sub semnul unui da. Apoi, o altă făgăduință pe care o așteptăm, Apocalips, capitolul 1, versetul 7. Vedeți că în vremea din urmă, sub sesizarea lui Petru, aflăm și noi o constatăm pe teren, oamenii zic, ah, când vine Domnul? Iată ce scrie aici. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Deci după ce s-a angajat să facă, a zis, da, așa fac. Și nu se încheie cartea Apocalipsei fără să mai întâlnim o expresie de genul acesta în capitolul 22, versetul 20. Dacă vreți, este ultimul da din Biblie. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse. Ne-a spus că vine și noi stăm liniștiți. Expresia aceasta afirmativă a fost folosită de Domnul și în situații particulare. Și vă citesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 8, versetul 3. Pentru că noi mai avem nevoie de câte un da din partea Domnului, când avem câte o nevoie, câte un necaz, câte o boală, cum este aici. Și așteptăm. Ce o să spună Dumnezeu, da sau nu? Citim și versetul 2. Și un lepros s-a apropiat de el, s-a închinat și i-a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, vreau. Fii curățit. Îndată a fost curățită lepra lui. Ce valoare a avut daul care l-a spus Domnul. Un da de vindecare. Doamne, dă-l în unele situații. Aceeași Evanghelie, capitolul 11, versetul 9. Se întreba oamenii în dreptul lui Ioan Botezătorul, după cum și noi ne întrebăm, pentru unii, sunt lucrătorii Domnului? Care este statutul lor înaintea lui Dumnezeu? Cel ce confirmă trebuie să fie Domnul care i-a înscris în lucrarea sa. Atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. O confirmare a Fiului lui Dumnezeu. Și din aceeași Evanghelie, capitolul 26, versetul 64. A fost întrebat și știți că la multe n-a răspuns, dar a răspuns la una. Citim și 63. Iisus tăcea și marele preot a luat cuvântul și a zis, te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Binecuvântat să fie în veci că este. Și adăugat, ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Altă făgăduință pusă tot sub semnul lui da. Acum vreau să observăm că pentru cei necredincioși, El este nu. Și pe cât este de da în favoarea mântuirii, a unor haruri individuale sau colective pe care ni le dă, la fel este de categoric. Și când El zice nu, nu rămâne. Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 29, pilda neghinei. Să vedeți cum îngerii ascultă și atât au nevoie de un nu. După ce ei l-au întrebat, văzând neghina împreună cu grâul, vrei să o smulgem? Nu. Le-a zis el ca nu cumva smulgând neghina, să smulge și grâul împreună cu ea. Atât. Ei au înțeles. Nu, acesta îi favorizează până una altă pe cei răi, că îi lasă, împreună cu noi. Dar asta nu înseamnă că nu vor avea parte de un alt nu mai respingător, aceeași Evanghelie, capitolul 25, versetul 9, un nu care aparține fecioarelor înțelepte mai întâi. Atunci ele le-au răspuns, nu. Ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Și 12. Dar el, drept răspuns, le-a răspuns, adevărat, vă spun că nu vă cunosc. Și vă mai amintesc, fără să citesc, ce i-a spus Avram bogatului din Luca 16. Când el a intervenit să
se facă ceva pentru cei rămași. Și a zis, nu, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Deci Dumnezeu nu poate fi apelat ca să-și modifice principiile și lucrările sale. El în ce a zis, da, dar rămâne, le împlinește peste mii de ani. Și unde spune nu, nu modifică nimeni, nici îngeri, nici oameni. Așa rămâne. Și acum cred eu partea cea mai profundă pentru noi, principiile exprimărilor categorice, da sau nu. De ce este atât de important în unele situații să spunem da și să rămână da, sau nu, și așa să fie? Valoarea lui da și nu exprimă statornicia, stabilitatea noastră într-o lume fără valori. Pentru oameni a se schimba, pentru politicieni, pentru familiști, pentru prieteni. Astăzi albă, mâine neagră, totul se schimbă. Nu mai știi ce e adevăr și ce e minciună. Un da dă valoarea adevărului și un nu arată minciuna negând-o. Citesc din Neemia, capitolul 6, un caz practic, versetele 3 și 4. Dușmanii reconstrucției Ierusalimului au tot provocat pe Neemia și pe ceilalți. Și el răspunde, le-am trimis sol cu următorul răspuns. Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cupogor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta, le-a argumentat. Mi-au făcut în 4 rânduri aceeași cerere și le-am dat același răspuns. Doamne, ajută-ne și nouă. Știu uneori că cineva te provoacă la un lucru rău și spui, nu pot. Dar diavolul este insistent, se pricepe în stăruințe grozav. Și a doua oră zici tot nu, și a treia oră nu, și vine și a patra oră, și a cincea oră, și la o vreme zici, nu știu ce să facă, tot insistă. Poate să-ți facă de 10 ori aceeași cere și tu îi dai același răspuns. Nu, rămâne nu. Nu vii. Nu. Nu dacă ar auzi unii tineri, poate. Sau alții care sunt chemați și provocați. Cum scrie în Psalmul 1, să se ducă pe calea celor răi, să se așeze pe scaunul celor batjocoritori. Vii? Nu vin. Dar te rog, dar hai. Ai înțeles? Nu. Spune uneori că a luat pe nu în brațe. Uneori chiar că trebuie luat. Te-a strâns tare. Să nu scăpăm. Luca 1 cu 60. Dumnezeu spusese preotului Zaharia cum să pună nume copilului. Și au intervenit rudenile și știți că cei de aproape au efect. Dar Elisabeta, soția lui, avea cunoștință de această pronunțare divină și când toți au insistat, se aștepta decizia părinților, ei aveau dreptul, dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu, ci are să se cheme Ioan. Uneori nici nu mai merită să le mai tot argumentești și le tot povestești, că nu m-a pierdut vremea. Spui nu și gata, ai înțeles? Nu ți-am spus și nu rămâne. Că unii nu pricep. Acum vreau să vă arăt din fapte 5 ce înseamnă să minți și să te ții tare de nu-ul tău când de fapt noi nu. Se mai întâmplă și așa, când cineva este întrebat, ai făcut așa? Și el ia din nou pe nu în brațe. Mă, nu știu cum că ar trebui să-l zgârie la inimă așa când îl ia în brațe, dacă nu-i un adevărat nu. Citesc versetul 7. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevastă sa fără să știe ce se întâmplase cu soțul ei, că era deja mort. Petru i-a zis, spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Da, a răspuns ea, cu atâta. Mai că la unii de acolo ar fi venit să creadă, nu? Mă, dacă așa a zis și el, așa a zis și ea și-au venit separat, nu au venit deodată. Așa o fi. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Și i-a rostit același verdict. Păziți-vă! Se mai întâmplă uneori, nu? Primești un telefon, vezi că eu m-am scăpat și am zis nu. Îți dai seama că greșit, acum a zis și tu așa, rămâne așa acum. Dacă nu e așa, să nu rămână așa. S-ar putea să ne facem vinovați și nu se merită. În fața unui adevăr să spunem da, în fața unei minciuni să spunem nu a fost așa. Și au fost oameni pe care i-a mustrat conștiința și au sunat din nou și a spus, frate, te rog să mă înțelegi. Eu nu ți-am spus adevărul. Nu e așa, e altfel. Nu poți să dormi liniștit? Dar, dacă am învățat să fim atât de categorici, da, da, nu, nu, cum se împacă asta cu înduplecarea înțelepciunii? Că scrie în Iacov 3 că înțelepciunea care vine de sus este ușor înduplecătoare. Cum adică tot nu, nu? Dar frate, dar te rugăm. Cum adică nu poți să înțelegi și să ne asculți de data aceasta? Și ești așa încăpățânat.
Cum se împacă acestea două? Vă citesc din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 8. Pavel era în Efes și acolo a intrat în sinagogă să vorbească. Și scrie aici că a vorbit 3 luni despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Ei erau împotrivă și Pavel a căutat să îi lămurească. Acum uitați-i versetul 26. Ce spuneau ceilalți? Și vedeți, au zis că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a bătut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Deci este indicat să te lași înduplecat atunci când ai zis un nu în fața adevărului și să te înduple și să zici un da. Aici și are loc înduplecarea înțelepciunii, că înțelepciunea te înduplecă la bine. Înțelepciunea care vine de sus este curată și nu te înduplecă la rău. Este indicat să lași încăpățânarea ta și să zici, uite, ai dreptate, mă schimb, accept adevărul. Vreau să vă arăt acum din Vechiul Testament, Judecător, capitolul 14, o înduplecare la rău ca să faceți diferență. A căzut pradă acestei înduplecări puternicul Samson și încă de 2 ori. Cu ocazia nunții, capitolul 14, versetele 16 și 17. Nevasta lui Samson plângea lângă el și zicea, tu n-ai decât ură pentru mine și nu mă iubești. Ai spus o ghicitoare copiilor poporului meu și nu mi-ai dezlegat-o. Și le-a răspuns, n-am dezlegat-o nici tatălui meu, nici mamei mele să ți-o dezleg ție. Ea a plâns lângă el tot timpul celor 7 zile cât a ținut ospățul și în ziua a 7-a i-a dezlegat-o. În prima zi, azi mi-o dezlegi? Nu. A doua, nu. Și după 7 de nu a apărut un da. L-am duplecat? La rău. Să-și calce angajamentul. Și diavolul a știut, asta a fost o chestie bizară, hai să zicem. Cu sau fără ghicitoare, era o afacere între oameni. Dar pentru că diavolul a văzut că e ușor de înduplecat la rău, exact pe filiera asta a ajuns cu ochii scoși. De aceea, nimeni să nu vă înduplece la rău. Nici dacă vă predică, nici dacă vă lămurește un înger, nici dacă insistă soția, nici prietenii. Dar auzi, las-o și tu acum. Fiți tari în Domnul. Capitolul 16, versetele 16-17. Fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia, în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte. Și-a deschis toată inima față de ea și i-a zis ce n-ar fi trebuit să-i zică. L-a înduplecat. Asta a fost o înduplecare a nebuniei. Lăsați-vă înduplecați de înțelepciune. Dar nici în ruptul capului nu vă lăsați înduplecați de nebunie. Și atunci, doar dintr-un nu fals se face un da adevărat. Și dintr-un da fals se face un nu adevărat. Și asta va face bine. Înduplecarea rectifică adevărul, nu-l schimbă. Și mă adaug Matei capitolul 27, versetul 20. Să înțelegem efectul puternic al înduplecării, de a-ți schimba atitudinea. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Eu cred că dacă le-ar fi spus cineva cu o zi înainte, ați renunțat voi la Iisus? Nu. Și pe a doua zi au renunțat. Că au fost înduplecați și au schimbat opinia, votul. Vedeți, în special în lumea politică, când este campanie electorală, să spui da pentru unul, nu pentru altul. Astea sunt chestii pământești. Și aici ar trebui să fim consecvenți și să vedem unde trebuie zis un da și unde trebuie zis un nu, dar în mod special unde este vorba de neprihănire, da să rămână da, fără jurământ. Și acum vă mai arăt un caz din 1 Împărați 13, să vedeți ce înseamnă să schimbi pe da cu nu. Te poate costa viața. A fost trimis un proroc din Iuda să meargă înspre nord, la Betel. Și Dumnezeu i-a dat următorul consemn. Citesc de la versetul 7. Împăratul a zis omului Dumnezeu, intră cu mine în casă să iei ceva de mâncare și îți voi da un dar. Omului Dumnezeu a zis împăratului, jumătate din casa ta să-mi dai și n-aș intra cu tine,
nu voi mânca pâine și nu voi bea apă în locul acesta, căci iată ce poruncă mi-a fost dată prin cuvântul Domnului, să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. El a plecat pe un alt drum și nu s-a întors pe drum pe care venise la Betel. A zis Dumnezeu, mi-a spus trei de nu. Și nu l-a putut îndupleca împăratul. Și a venit un proroc. Și a fost mai tare ca împăratul. Și i-a zis, Dumnezeu mi-a vorbit. Aici e mare puterea înșelăciunii. Când vrea unul de afară să te înduplece, poate îți dai seama ușor. Băi, cum să mă las eu după el? Că e omnipocăit. De ce să zic eu ca el? Dar dacă vine un duc de rătăcire și o prorocie te pune să spui un da și o prorocie falsă, sau să zici un nu și nu-i de la Domnul. A venit celălalt proroc și scrie de la versetul 14, s-a dus după omul lui Dumnezeu, l-a întrebat și acesta i-a răspuns în versetul 16, nu pot. Uitați-vă versetul 18 și el a zis, și eu sunt proroc ca tine și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis, adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Îl mințea. Și finalul este scris în versetul 24. Omului Dumnezeu a plecat și a fost întâlnit pe drum de un leu care l-a omorât. A schimbat pe nu cu da. Doamne, ajută-ne să nu fim abătuți. De aceea fiți veghiatori. Dumnezeu nu schimbă cuvântul. Cel puțin ar fi putut să întrebe și el pe Domnul încă o dată, sau nu știu exact ce experiență a avut el până atunci cu Domnul, sau ar fi putut să se intereseze de viața acestui proroc din Betel, ce om era, dar oricum Dumnezeu l-a considerat vinovat, eu nu știu toate amănuntele problemei, oricum situațiile diferă de la caz la caz, dar iată ce se poate întâmpla. Acum, ultima idee pentru situații speciale. Când îți lipsește o cunoștință din cuvânt, nu există ceva expre. Când îți lipsește un mesaj, și o chestiune aparent egală, niște posibilități aleatoare, ce vei face? Da sau nu? Scriptura, în condiții speciale, te lasă să tragi un sort și scrii un da și un nu. Eu, de exemplu, le arunc înaintea mea și care cade către mine e al meu. Alții nu agrează sorțul. Nici nu v-am adus bilețele să vă dau. E doar o propunere pentru anumite situații. Sorțul, spune Scriptura în cartea Proverbe și citim în capitolul 18 cu 18, între cine hotărăște aici, sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Am fost pus uneori în situația de a mă duce la o biserică sau alta. N-aveam vreun plan special, nici vreo făgăduință dată, zicea și un frate și altul. Și ca să fie un arbitraj corect, în fața lor, două sorțuri, nimeni nu m-ar de spus nimic, că după un da, ce să mai spui? A, vine de la Domnul, scrie aici în 16:33. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. Este un mod de a te călăuzi Dumnezeu. De asemenea, în Vechiul Testament existau cele două pietre speciale. Și citim despre ele în Exod, capitolul 28, ca să vedeți că Dumnezeu de atunci a avut un da și un nu. Nu știm exact, sau eu nu știu, funcționarea lor, dar oricum era o afirmare sau o negație. 28:30. Să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, care să fie pe inima lui Aron, adică lumină și desăvârșire. Aceste două arătau preotului, și vă voi citi o situație concretă, dacă să se facă un lucru sau să nu se facă, încotro să se apuce, un discernământ. Să citim din 1 Samuel, capitolul 23, versetul 9. David, luând cunoștință de acest plan rău pe care îl punea la cale Saul împotriva lui, a zis preotului Abiatar, adu efodul, să întrebe pe Domnul. Și David a zis, Doamne, Dumnezeul lui Israel, robul tău a aflat că Saul vrea să vină la Keila ca să nimicească cetatea din pricina mea. Întrebare, mă vor da în mâinile lui locuitorii din Keila? Se va pogorâ Saul aici, cum a aflat robul tău? Doamne, Dumnezeul lui Israel, binevoiește și descopere lucrul acesta robului tău. Și Domnul a răspuns, se
va pogorî, exista în acele două pietre sclipitoare o anumită reflecție care era înțeleasă un da sau un nu, pe care Dumnezeu o dovedea în situații în care oamenii nu știau ce să facă. Și rămânând în 1 Samuel, vreau să vă citesc din capitolul 14, să vedeți că nu întotdeauna Dumnezeu era obligat să răspundă. 14 cu versetul 18. Și Saul a zis lui Ahia. Adu încoace chivotul lui Dumnezeu. Căci pe vremea aceea chivotul lui Dumnezeu era cu copiii lui Israel. Pe când vorbea Saul cu preotul Zarbăra în tabăra filistenilor, se făcea tot mai mare. Și Saul a zis preotului, trageți mâna. Apoi Saul și tot poporul care era cu el s-au strâns și au înaintat până la locul luptei. Era modul de a întreba pe Dumnezeu. Mai târziu de-abia, în finalul vieții lui Saul, Dumnezeu nu a vrut să îi mai răspundă prin modul acesta. Versetul 37. Și Saul a întrebat pe Dumnezeu, să mă pogor după filisteni, îi vei da în mâinile lui Israel? Dar în clipa aceea nu i-a dat niciun răspuns. Înseamnă că simbolul acela n-a reflectat nimic. Nici da, nici nu. Sunt situații în care Dumnezeu, datorită unei vinovății sau unor lucruri pe care nu le înțelegi, nu zice nici da, nici nu. De aceea sunt situații în care ar trebui lângă un da și un nu să mai fie un sorț alb. Și să vezi de ce Dumnezeu încă nu spune da sau nu. Da și nu arată fidelitatea noastră față de Dumnezeu și valorile adevărului și totodată rezistența noastră în fața diavolilor și a presiunilor înșelăciunii. De fapt, da-ul nostru trebuie zis după ce și Dumnezeu zice da. Când avem înțelegerea aceasta, așa trebuie spus. Iar când știm că ar vrea diavolul să obțină ceva de la noi, să ținem de nu oricât ar încerca, cum zice un vers de poezie, oricât de mare e semnul ei, vom spune nu și a zecea oară. Noi nu ne închinăm, cât pentru Dumnezeu spunem un da și ne ținem de el, amin. Amintiți-vă de apostolul, ucenicul de atunci, Petru, care a zis de câteva ori, nu-l cunosc, nu-l cunosc, când de fapt ar fi fost locul unui da. Dar a fost atât de provocat de diavolul, încât a zis nu de mai multe ori. Psalmul 62, de la versetul 1, versetul 2 și apoi 6. Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul, de la el îmi vine ajutorul. Da, el este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Și 6, da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la el îmi vine nădejdea. Dar de ce trebuie să repete de 3 ori da? Pentru că sunt momente când suntem în har și în binecuvântare și spunem da, așa sunt de deplin încredințat în Dumnezeu. Și când dintr-o dată vine necazul, cum discutam noi de poziția de echilibru, mai poți să zici un da? Să rămână da și atunci, să rămână da și peste câțiva ani. Și dacă am spus da lui Dumnezeu când ne-am întors la El și dacă El pentru noi n-are decât un da, atunci să fie și pentru noi numai da. Și dacă am spus un nu păcatului, atunci să fie nu pentru totdeauna. Dacă relațiile dintre noi ne-am angajat să facem ceva, atunci să facem. Dacă am văzut că e rău, nu mai facem. Pentru ca să fie între Dumnezeu și noi și între noi unii și alții o funcționare eficientă. Oamenii spun, morții se acoperă cu pământ, vii cu hârtii. Credincioșii se acoperă cu da și nu. Și între ei și Dumnezeu, și între ei unii și alții. Este atât de frumos, o funcționare simplă. Adică, ca și cum a zice, un scurt telefon, nu trebuie scrisări recomandate și parafări și acte adiționale puse la dosar. Vedeți, pe noi ne supără birocrația, nu? Când vrem să depunem un dosar și atâtea acte trebuie și te poartă dintr-o parte într-alta. Dar și între noi să fie tot așa? Vedeți, noi cu Dumnezeu, de fapt, n-am încheiat vreun contract scris.
Avem noi la biserică, așa, tot datorită faptului că oamenii sunt serioși întotdeauna, sau pentru a avea niște evidențe, așa, că nu ține minte toate lucrurile. Dar normal, între Dumnezeu și noi și între noi unii și alții, ar fi suficient? O vorbă scurtă. Atât. Da sau nu? Doamne, întărește valoarea acestor lucruri și întărește și valoarea inimii noastre și a comunicării dintre noi. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.